Șomerii din județul Gorj pot să aleagă din cele peste 100 de locuri de muncă puse la dispoziție de AJOFM. Oferta cuprinde locuri de muncă și pentru cei cu studii superioare, un loc de muncă pentru medic șef secție laborator. În județul Gorj avem locuri de muncă atât în mediul rural cât și în urban, 151 de locuri, din care cele mai multe sunt în domeniul construcțiilor. Avem 20 de locuri aici de mai puțin finisori produse azbociment, 10 de rosar tencuitor, zidar rosar tencuitor. Avem 10 de constructor montator structuri metalice. De asemenea, sunt foarte multe oferte de locuri de muncă sezoniere în domeniul serviciilor. Gorjenii interesați pot să ocupe un loc de muncă pe perioada verii ca barmani, ospătari sau bucătari. Avem chiar la un hotel pe litoral și câteva locuri de muncă de șofer și agent pază și ordine. Care este rata șomajului? Rata șomajului a scăzut foarte mult în ultimul timp. Acum este o rată de 6,49%. În evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă se află un număr de aproape 10.000 de șomeri.